Ai nevoie de mângâiere, încurajare, bucurie, salvare, pace? Ascultă! E un mesaj pentru tine, un mesaj pentru inima ta, un mesaj ce viața îți poate schimba. E un mesaj pentru suflet. Thank you.
stimați prieteni, după momentele sublime ce le-am avut în rugăciune și în cântare, doresc acum să continuăm împreună cu bucurie să slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, care a fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Amin. Vrem împreună aici să slăvim pe Domnul Iisus Hristos, care a murit la cruce în locul nostru și în folosul nostru. A murit, a fost îngropat, a înviat și nu mai moare niciodată. Și vrem împreună să onorăm pe Duhul Sfânt care este la lucru aici. Amin. Mă bucur în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră la o seară de evangelizare și vrem să mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a prelungit în istorie harul să ajungă până la noi. Mă bucur să mă reîntâlnesc cu fratele Dan Nemeș, care mi-a fost coleg la Arad, suntem prieteni. Mă bucur să revăd pe fratele dirijor, fratele Nelu de la Petroșani. Domnul să-l binecuvinteze pe el și lucrarea care o face. Tot ceea ce facem este în cinstea împăratului. Vrem prin tot ceea ce facem aici să strălucească un singur nume și numele acesta este Iisus Hristos. Amin. Permiteți-mi pentru început să vă aduc și salutul bisericilor ce le slujesc în Suceava. Noi avem un salut din cartea profetului Mica. Capitolul 4, versetul 5 este un angajament pe care noi l-am luat când am deschis biserica. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru, totdeauna și în veci de veci. Ajută-ne, Doamne! Amin! Am ales în seara aceasta să citesc din cartea Eclesiastul. Inițial mă gândeam să predic altceva, dar Domnul m-a călăuzit spre pasajul acesta. Cred că este potrivit pentru sufletele noastre, s-a cântat în seara asta, nu amâna, vei regreta. Ultima chemare Domnul cu răbdare pentru tine va repeta. În seara asta o repetă pentru noi. Știți care este chemarea aceasta? Despre ea vreau să vorbesc. Este chemarea la împăcarea cu Dumnezeu. O să-mi spună cineva în seara asta, eu nu m-am certat cu Dumnezeu. De ce trebuie să mă împac? Vreau să spun pentru cei ce sunt prezenți aici, nu contează confesiunea religioasă de unde vii. Când noi venim în această lume, dragi creștini, noi nu venim într-o stare armonioasă cu Dumnezeu, într-o relație armonioasă cu Dumnezeu. Noi ne naștem în păcat. Zestrea pe care noi am moștenit-o de la Adam este păcatul. După ce omul a păcătuit în grădina Edenului, între el și Dumnezeu s-a creat o vrăjmășie. Iată ce a spus Dumnezeu în zorile creației, după ce omul a călcat porunca în mod flagrant în grădina Edenului, a rostit Dumnezeu o sentință întreită pentru șarpe, pentru femeie și pentru bărbat. Uitați-vă de unde a început vrăjmășia și de ce omul trebuie să se împace cu Dumnezeu. Seara aceasta vorbim despre chemarea la împăcarea cu Dumnezeu. Ultima chemare, Domnul cu răbdare, pentru tine va repeta în seara asta, chiar acum. Uitați-vă ce a vorbit Dumnezeu, Creatorul, Genesa, capitolul 3, după ce omul a păcătuit, versetul 14, citim așa. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp,
în toate zilele vieții tale să te târăști pe pământ și să mănânci țărână. Și auziți, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp în sudoarea feței tale, să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Așa e viața noastră acum. Când omul vine în existență, el este în vrăjmășie cu Dumnezeu și trebuie fiecare om ce trăiește în lumea asta să aibă un moment al împăcării sale cu Dumnezeu. Și spunem toți amin. Amin. Cum se realizează împăcarea asta? Noi nu ne-am fi putut împăca cu Dumnezeu dacă în lumea noastră, la împlinirea vremii, n-ar fi coborât Hristos, glorie Lui. Era imposibilă împăcarea noastră. Uitați-vă ce ne spune Scriptura prin Apostolul Pavel și apoi vom spune câteva adevăruri despre împăcarea cu Dumnezeu din textul ce l-am citit în această seară. Uitați-vă Romani, capitolul 5, despre împăcarea aceasta. Romani, capitolul 5, Scriptura ne spune de la versetul 8 așa. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu, căci dacă atunci când eram vrăjmași, de asta trebuie să ne împăcăm, dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu, prin ce? Prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Amin. Și acum mesajul din seara aceasta vreau să vă spun că este un imperativ, că e ultima chemare pe care Domnul o repetă pentru noi în seara asta. Chemarea la împăcarea cu El. Uitați-vă ce spunea Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, a 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17, citim așa, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea nu sunt de la noi, sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar... Zicea Pavel, suntem trimiși, împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vreți să încercăm să spunem următorul pasaj împreună în seara asta? Vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Chemarea la împăcarea cu Dumnezeu. Seara aceasta am citit finalul cărții Eclesiastul pe care a scris-o Solomon, regele pace. După cum știm, Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim. În timpul acesta are pace cu popoarele din jur și regatul lui Israel cunoaște o dezvoltare economică deosebită. Omul acesta, în timpul vieții lui, și-a pus o întrebare. Sigur, el a scris Cântarea Cântărilor la tinerețe, Proverbele le-a scris la maturitate, iar spre sfârșitul vieții a scris Cartea Eclesiastul.
Știți ce întrebare și-a spus omul acesta când a scris această carte? Și-a pus o întrebare la care a vrut să afle răspuns. Ce folos are omul din toată truda care o dă sub soare? Probabil noi astăzi am pune întrebarea puțin diferit. Care-i sensul vieții? De ce am venit în această lume? De ce stăm câteva decenii aici și unde plecăm? Care-i sensul vieții? Solomon a înțeles că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Și eu vă spun, dragii mei, gândul ăsta nu-l poți liniști cu nimic altceva decât cu Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și el a zis, ce folos are omul din toată truda care o dă sub soare? Dar eu vă spun ceva în seara asta. Când vorbim despre împăcarea cu Dumnezeu, noi nu trebuie să căutăm sensul vieții în lumea de sub soare, că nu-l găsim. S-a cântat aici să nu ne legăm inima de viața asta trecătoare cu nimic și eu zic să ne ajute Dumnezeu. Noi trebuie să căutăm sensul vieții, știți unde? În lumea care este dincolo de soare și care o pregătește Dumnezeu pentru cei care s-au împăcat cu El prin Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să fim printre oamenii aceia. Ce trebuie să știm despre împăcarea cu Dumnezeu? Eu am înțeles și prin cântarea asta ce am cântat-o la urmă, că este cea mai mare urgență ce o are ființa umană. Împăcarea cu Dumnezeu este cea mai mare urgență ce o are ființa umană. Și am să vă spun de ce. Dacă ai plecat din această lume și te-a luat moartea prin surprindere și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, înseamnă început de iad. Ascultați-mă bine, dragii mei, prieteni dragi, care ați venit aici, mai tineri sau mai în vârstă, dacă ai terminat călătoria pe pământ și nu te-ai împăcat cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, înseamnă început de iad, că după moarte nu se mai poate face nimic. Nu se mai poate schimba nimic. Astăzi Domnul mai repetă o chemare, nu știu pentru cine predic în seara asta. Dar aș vrea în seara asta să fie aici persoane care să ia decizia asta și să spună, Doamne, vreau să mă împac cu Tine, Doamne. Vreau prin Iisus Hristos, prin sângele vărsat la cruce, să-mi ierți trecutul păcătos și să mă faci și pe mine un copil al Tău, Dumnezeu să privească cu milă spre noi. Ce trebuie să știm despre împăcarea cu Dumnezeu? Ce ne spune Solomon? Ce ne spune regele acesta? Uitați-vă primul adevăr. În primul rând, împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Auziți ce zice Solomon? Când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de veșnicie, nu trebuie să lași pe mâine problema aceasta. Nu știu de ce ne-am specializat noi când e vorba de suflet mereu să spunem mâine. Când e vorba de cele pământești, imediat găsim soluție și vrem să rezolvăm totul dacă se poate într-o zi. Când e vorba de suflet, întotdeauna mai avem timp. Auziți ce spune Solomon? Așa începe. Eclesiastul 12, versetul 1. Dar, adu-ți aminte, poate ai uitat. Dar sunt lucruri ce n-avem voie să le uităm. Adu-ți aminte de făcătorul tău, adică avem un creator, credem asta? Că noi nu suntem așa produsul evoluției inexistente, evoluția n-a existat. Darwin a propagat o minciună. Noi nu suntem rezultatul hazardului, că s-au ciocnit materiile. Nu, noi avem un creator și creatorul acesta e Dumnezeu. Nu ai voie să uiți de El. Și uitați-vă ce ne spune Solomon, așa înțeleg eu din primul verset. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dacă sunt persoane aici și poate încă ești tânăr și îți merge bine, ai o sănătate perfectă, n-ai fost internat niciodată în spital, ascultă-mă bine, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Să mă audă tinerii care sunt aici. Eu nu regret că am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului la 18 ani. Eu vreau să vă spun, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Și vreau să vă încurajez și să vă spun, dragii mei, tinerețea cu Domnul e o tinerețe frumoasă. Dar știe tinerii din lume cât de frumoasă e viața de pocăință, n-ar mai mâna nicio zi. Pentru că vă spun ceva, dragii mei, de câte traume și nenorociri ne-ar feri Dumnezeu dacă am începe trăirea cu El din tinerețe. Nu ți-a dat Dumnezeu o tinerețe să-ți bagi joc de ea?
Nu ți-a dat Dumnezeu o viață să-ți bagi joc de ea. Viața e darul lui Dumnezeu, dragii mei. Și e singura vreme când ne putem pregăti pentru veșnicii. Nu se mai repetă? Este un eveniment unic și nerepetabil. Când vorbesc despre împăcarea cu Dumnezeu, eu n-am voie să spun la nicio evangelizare unui om, nu contează bătrân sau tânăr, să-i spun: Domnule, Doamnă, împacă-te cu Dumnezeu mâine. Nu am voie. Eu am înțeles din Scriptură că împăcarea cu Dumnezeu trebuie să fie astăzi și începând de astăzi. Amin. Amin. Știți de ce? Mâine poate să fie un cuvânt riscant. N-ai voie să te lauzi cu ziua care n-a venit. Câteodată noi ne facem planul numai pentru mâine, pentru tot anul 2019. Și se întâmplă ca Domnul să-ți pulbere toate planurile într-o clipă. Se poate? Seara am predicat în Suceava la un frate pe care noi l-am iubit. Terminat călătoria la 66 de ani, un cancer gastric operat la Viena, au fost posibilități materiale, familia l-a dus acolo, dar să știți, dragii mei, cel ce dă ordin să pleci din această lume este Dumnezeu, e Creatorul. El a decis o zi când ai venit în lumea muritorilor, și tot El decide o zi când trebuie să pleci. De aceea ascultă-mă bine, împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Ești tânăr, cu atât mai bine. Dă-i tinerețea și anii cei mai frumoși lui Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi, că mâine e un cuvânt riscant. Știi dumneata că mâine poate să însemne regret etern? Știți, în inima omului e dorința să facă o schimbare. Să știți, toți oamenii, cât de rău ar fi un om în orașul Lupeni, în inima lui tot are dorința de un mai bine. Măi, am să mă schimb și eu. N-ați auzit oameni care zic: mă, trebuie să mă lași și eu de țigară, că îmi distrug plămânii. Trebuie să renunț și eu la alcool, trebuie să renunț și eu la viața asta imorală, să nu-mi împrăștii casa pe drumuri. Dar știți care e problema? Diavolul vine și spune: nu astăzi, domnule, mâine. Mâine. Dar dacă mâine nu mai vine? Cine în seara asta are curaj să numere și mâine? Avea Moise o rugăciune și noi o citim, rugăciunea asta lui Moise. Haideți să ne amintim numai așa un fragment din ea, Psalmul 90, versetul 12. Nu credeți că ar fi potrivit să ne rugăm și noi așa în seara asta? Dacă ne-am rugat și noi ca și Moise, vă garantez că fiecare luăm decizia să ne împăcăm cu Dumnezeu în seara asta. Și nu o lăsăm pe mâine. Auziți ce zice Moise? Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele. De ce? Nu ani. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Prima dată când am citit rugăciunea asta am zis: dar Moise nu știa să numere? Chiar credeți că nu știa să numere dacă a învățat în școlile din Egiptul Antic? Știa. Dar au zis: Doamne, când e vorba de viața mea, aici nu mă descurc, învață-mă Tu. M-am uitat la rugăciunea asta și am zis: mă, nu-i chiar așa de greu. Să învăț să-mi număr bine zilele. Dacă aș pune o întrebare în seara asta, ați încercat vreodată să vă calculați vârsta în zile? Că n-o zis ani. Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Nu-i greu să-ți calculezi vârsta în zile, nu? Dar nu faceți acum, acasă. Înmulțești anii care ai, cu 365 ai mai scăzut anii bisecți și iese o cifră, nu-i mare. Și eu vă spun, cifra aia care iese înseamnă vârsta în zile. Eu am făcut un calcul și m-am gândit, oare asta înseamnă ce s-o ruga Moise? Ar fi prea ușor. De ce îi mai trebuia rugăciune? Că învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. După ce am făcut calculul, am realizat că am greșit și trebuie rugăciune numai decât. Știți de ce? Dacă ai făcut un calcul și ți-ai calculat vârsta în zile până în seara asta, inclusiv ziua de azi, hai să zicem că nu moare nimeni până la ora 12. Doamne ferește! Eu vă spun, știți ce numărăm noi? Numărăm ce nu mai avem. Dacă în seara asta ne-am calculat vârsta în zile, știți ce am numărat până în seara asta? Numărăm ce nu mai avem. Cine poate număra și mâine? Poate cineva număra și mâine? Nu se poate, nu? Unii au curaj, își fac planuri de viitor. N-ai voie să te lauzi cu ce nu e al tău?
Ziua de mâine încă n-a venit. Uitați-vă, prima provocare, că vorbim despre păcarea cu Dumnezeu. Aș vrea să nu uitați, primul adevăr despre păcare. Am înțeles că se realizează prin Hristos și jertfa Lui, că nu-i merit unui om, dar împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi, pentru că mâine nu-i al tău. Proverbe 27, versetul 1. Haideți să afișăm și versetul acesta. Auziți ce zice tot înțeleptul. Nu te făli, nu te trufi cu ziua de mâine, care n-a venit. Că nu știi ce poate aduce o zi. Doamne, am înțeles, seara asta, astăzi e al nostru, mâine este al tău. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, că astăzi e al tău, mâine e al lui Dumnezeu, ziua de mâine că n-a venit. Vreau să vă spun, foarte mulți oameni din județul Hunedoara, din orașul Lupeni, vor ajunge în iad, nu pentru că au păcătuit. Ascultați-mă bine, pentru păcat Dumnezeu ne-a adus o soluție, a venit Hristos să moară la cruce și prin sângele Lui să ne ierte trecutul păcătos. Știți de ce vor ajunge în iad? Pentru că au spus mâine. Și mâine n-a venit. Și au plecat din această viață neîmpăcați cu Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să vă spun o întâmplare, o situație prin care am trecut eu. Am spus-o la multe evanghelizări în țară. Ce înseamnă să spui mâine? Mâine poate însemna regrete eterne. Mă împac și eu cu Dumnezeu. Domnule, așa e cum spuneți voi. Vin oameni la evanghelizări, foarte frumos. A cântat corul, a cântat grupul, a mai ascultat o predică și ai continuat aceeași viață de păcat. La ce te ajută? Ai mai primit informații? Cu câțiva ani în urmă, hai să vă spun ce mi s-a întâmplat. Ce înseamnă să spui mâine? Mâine poate să însemne regrete eterne. Ascultă-mă, domnule, doamnă, prieten care ai venit aici, călătorule cu pasul grăbit și rece, s-ar putea mâine să nu mai vină. A fost invitată în localitatea mea natală la mormântarea unei mame care a crescut 9 copii. Și nu-i ușor să crești 9 copii, nu? Ce zic mamele? Să așeze 9 farfurii în fiecare zi. Nu-i chiar ușor, nu? Știi ce mi s-a întâmplat la mormântarea asta? Ceva inedit. Dar am înțeles de atunci ce înseamnă să spui mâine. Mama asta a crescut copiii pe băncile adunării, dar doi băieți au apucat-o pe cărările lumii și au devenit foarte răi. Unul a devenit rob alcoolului. Era dependent de alcool, crescut pe băncile adunării. Că se întâmplă uneori din părinți foarte buni să rezulte copii foarte răi. Se întâmplă. M-am dus la mormântarea acestei mame, am predicat în curtea casei și apoi ne-am dus, știți unde ne-am dus, nu? Ne-am dus în grădina lacrimilor, în locul unde mergem mai mult și ne întoarcem mai puțin. A fost o slujbă scurtă acolo. Nu obișnuiesc să fac chemare la pocăință, la mormântare. Parcă zicem noi că nu-i potrivit, dar vă spun câteodată e potrivit. Poate e cel mai potrivit acolo, lângă groapă. Am observat că lângă trupul neînsuflețit al mamei în sicriu a fost așezată Biblia, o Biblie uzată în care mama asta a citit în viața ei. A citit în carte pentru copii de atâtea ori. Mi-am permis în cimitir să fac o întrebare. Am zis, uite, înainte ca să o pierdeți pe mama din priviri, un capac o acoperă și o desparte de voi azi. Văd aici în sicriu lângă mama așezată o Biblie uzată în care ea a citit o viață. Vreau să întreb dacă dintre rude, dintre copii, dintre cei care ați venit la mormântare, cineva ar vrea azi să-și schimbe viața prin pocăință, să vină cineva dintre voi, cine vrea să ia Biblia acestei mame, să citească el de azi înainte. Tăcere, liniște. Nu? Dar ne-e rușine să ne pocăim, dar nu ne-e rușine când păcătuim și trăim o viață disperată și de păcat. Și în cele din urmă a venit unul dintre băieți, o zis, auziți, dați-mi Biblia mie, dați-mi Biblia mamei mie. Și am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze, Viorel, dar nu s-a pocăit, să știți. Când s-a terminat slujba,
A venit la mine băiatul mai mare. Eu știam bine ce viață trăia omul ăsta, că am lucrat 5 ani la dispensarul uman din comună, uneori mă întâlneam cu el prin localitate, era în stare de ebrietate, uneori era agresiv. Mă oprea și a zis, stai un pic, lasă-mă să-ți cânt o cântare. Mai știa cântări de la cor, de la tenor, nu le-a uitat toate. Și îi spuneam, omule, întoarce-te la Dumnezeu. Acolo în cimitir, o zis, vreau să te întreb ceva, domnul Ciobanu, vreau să te întreb ceva. Spune-mi, domnule, dacă nu venea fratele meu să ia Biblia, cine o lua? Și eu m-am uitat la el și am zis, dacă nu venea nimeni să ia Biblia, o luam eu. Să o pun în biserică, să fie o dovadă că o mamă s-a postit și s-a rugat o viață pentru copiii și ei n-au vrut să asculte. Și el a început să plângă. O zis, domnule, vreau să spun ceva, mama a fost o sfântă, noi suntem răi. Din Biblia asta ne-a citit când am mers la școală, când ne-am dus în armată. Noi suntem răi, dar mama a fost o sfântă. Domnule, într-o zi mă pocăiesc și eu. Dar când, domnule? Într-o zi mă pocăiesc și eu. Știți că n-a mai venit ziua aceea? Nu amâna, vei regreta. Ultima chemare, Domnul cu răbdare pentru tine va repeta, că tu ai mai auzit predici. N-asculți prima predică în seara asta, Lupe. Pentru tine au mai fost chemări. Cât să le mai repete? Pentru bărbatul ăsta de care vă spun, Dumnezeu n-a mai repetat o chemare. Ultima a fost în cimitir. Știți ce s-a întâmplat? Primise viza să plece în Statele Unite să-și viziteze fiica. Era foarte bucuros. Soția credincioasă. A avut o ultimă întâlnire cu colegii de pahar. Și-a zis, ascultați-mă, e ultima dată când beau cu voi, să știți. Dacă mă duc peste ocean la Cuscri, de acolo mă întorc botezat și pocăit, gata. Și prietenii au zis, cine te crede pe tine, că tu ai mai spus asta? L-au ironizat. Se pare că a consumat în exces. S-a dus acasă la 48 de ani, ascultați, nu suferea de ceva cronic. Nu fusese internat în spital niciodată, s-a așezat în pat și nu s-a mai trezit. M-a sunat fratele meu, care e dirijor de cor în biserică, avem o biserică mare de 1000 de locuri în comuna noastră natală. Și-a zis, a murit. Când am primit vestea, eu vă spun așa, am avut o părere de rău în inima mea. Am zis, mă, dacă îl întâlneam măcar o dată, să-l mai chem o dată, să-i mai întind o dată o Biblie, ziua aceea n-a mai venit. Împăcarea cu Dumnezeu este astăzi, că mâine e riscant. Doamne, ajută-ne să primim mesajul Tău. Cu răbdare mai faci o chemare în seara asta. Nu știu pentru cine. Poate pentru Tine, Domnule, pentru Tine, Doamnă. Pentru Tine, tinere, care ai venit aici și ai viața ruinată de păcat. Tu știi ce viață ai trăit până în seara asta. Ascultă ce spune omul acesta, care el a trăit viața la nivelul cel mai înalt și s-a distrat în tinerețea lui mai mult decât toți din Lupeni. Solomon, împăratul ăsta. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și anii, când vei zice nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi, al doilea adevăr. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, că e timpul cel mai potrivit. Timpul care vine e un timp mai greu. Știți ce zic unii? Am vreme, domnule, am vreme. Știți că timpul care vine e un timp mai greu? Avem impresia uneori că timpul cel mai bun e în viitor. Și vine diavolul și îți aduce șoapta la ureche. Acum? Când ai tinerețea în față, când te poți distra, să mergi cu prieteni, să stai la o masă, să ciocnești un pahar. Acum? Acum? Știi de ce? Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, că e timpul cel mai potrivit. Timpul care vine e un timp mai greu, e un timp al problemelor. De ce, Solomon? Știți ce ne spune Solomon? Vine un timp al necazului, când începe procesul de îmbătrânire, pe care noi nu-l putem opri. Încearcă medicii să-l atenueze, dar uitați-vă ce timp urmează. Să nu se gândească cineva de aici că timpul care urmează e un timp mai ușor și mai bun. Timpul care vine e un timp mai greu. Și acum spun ceva pentru cei care au venit la evanghelizare. N-ai să fii mai tânăr ca în seara asta niciodată. N-ai să ai timp mai mult ca în seara asta niciodată.
De aceea vreau să spun că timpul care urmează e un timp mai greu. Începe procesul de îmbătrânire și știți ce zice Solomon? Se degradează și trupul și mintea. Și e un timp mai greu. Auziți cum descrie Solomon? Haideți să vedem cum ne explică el. Ce timp urmează? De aceea nu indicăm să spunem oamenilor, în timpul ce urmează împăcați-vă cu Dumnezeu, că vine un timp mai greu. Și zice Solomon, până nu se întunecă soarele, versetul 2, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, adică tot ce se întâmplă în jurul tău, parcă nu te mai satisface. Parcă apare un pic soare și zici, vorbiți cu cei în vârstă, să vedeți dacă nu e așa. Dacă stai de vorbă cu oamenii bătrâni, primul lucru ce ți-l povestesc sunt durerile cele mai recente ce le-au avut. Așa se simt ei bine, subiectul care îl tratează. Parcă apare așa o zi cu soare, dar imediat se întorc norii după ploaie și iar vine necazul, și iar vine durerea, nimic nu te mai satisface. De ce? Timpul care vine e un timp mai greu. Auziți ce zice Solomon? Ăsta e timpul care urmează. Să nu se aștepte cineva în viitor la un timp mai bun, mai favorabil ca în seara asta. Că vine un timp mai greu. Și frații în vârstă care sunt aici, surorile în vârstă care sunt aici, îmi dau dreptate ce citesc aici. Îi dăm dreptate lui Solomon. Auziți următoarele versete, de la versetul 3. Până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile. Ce ziceți? Încep să tremure? Și pune diagnosticul medicul din Lupeni sau din Petroșani. Unde mergeți voi? Zice Parkinson. Nu se mai poate. Nu se mai poate, trebuie să urmezi tratament, că altfel încep să tremure paznicii casei, mâinile. Da, mâinile alea cu care prindeai totul cu precizie, acum scap totul pe jos. De ce? Optimismul vieții dispare și începe procesul de îmbătrânire. Ăsta e timpul care urmează. Nu e un timp mai bun? Ascultă-mă, dragul meu, timpul care vine nu e un timp mai bun. Zice, se încovoaie cele tari, picioarele, nu? Și nu mai poți să stai pe ele și trebuie baston și trebuie cadru. Abia aștepți cineva să-ți dea o mână să te ajute să urci pe scări la biserică. Deci se încovoaie cele tare, picioarele. Cine poate opri procesul de îmbătrânire? Ce ți era să dai o fugă până la ieșirea din orașul Lupeni cu mai mulți ani în urmă? Se mai poate? Nu se mai poate. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi că e timpul cel mai potrivit. Timpul care vine e un timp mai greu. De ce, Solomon? Trebuie paznicii casei, mâinile, se încovoaie cele tari, picioarele, auziți? Până nu se opresc cei ce macină dinții, că s-au împuținat. Și a început numai cu o plombă, nu? Și zice medicul stomatolog, îmi pare rău, cred că e ultima fază, trebuie placă. Nu se mai poate. Se împuținează cei ce macină dinții. Ăsta e procesul de îmbătrânire. Cine îl poate opri? Când îți dă Dumnezeu semnale, inima nu mai bate după ritmul normal, nu? Mai apare câte o apnee, așa, câte o oprire de respirație în somn, sau, nu? Toate semnalele, medicamentele care sunt pe noptieră și depinzi de ele, ăsta e semnul că începe procesul de îmbătrânire. Timpul care urmează este un timp mai greu. Auziți, se împuținează cei ce macină dinții, se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Știți ce îmi spunea un frate? Nu mai văd nici cu ochelari, frate, îmi trebuie lupă. Și ca să citesc câteva versete din Biblie, așa mă chinui și citesc câteva versete și îmi place Scriptura, frate, mi-e drag, dar nu mai văd. Tu ai ochi buni. În seara asta ești la evanghelizare, e timpul cel mai potrivit. Împacă-te cu Dumnezeu. Timpul care urmează e un timp mai greu. Tremură paznicii casei, se împuținează cei ce macină dinții, auziți, se întunecă cei ce se uită pe ferestre, nu? Și mai spune ceva Solomon, zice, până nu se întunecă cei ce se uită pe fereste, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, zice Solomon, buzele. Ce frumos e și altă dată cântarea, nu? Și parcă acum nu mai sună așa, știți de ce? Începe procesul de îmbătrânire. Mă uit la cei care cântați în cor, am cântat mulți ani în cor, lăudați pe Domnul din toată inima până se închid cele două uși dinspre uliță. Spunea un poet în versuri, când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-a lăudat. De pe patul de suferință, din necaz, din cancer, din citostatice, Doamne, dacă am fost copilul tău, de pe pat îți mai fac un semn că te iubesc, Doamne. Dar până se închid,
Hai să-L lăudăm din toată inima, că El locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Seara asta e timpul cel mai potrivit. Când vrei să te împaci cu Dumnezeu? Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Auzi, mâine nu e al tău, e al lui Dumnezeu. S-ar putea să nu vină. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, că e timpul cel mai potrivit. Vine un timp al problemelor. Se degradează mintea, se degradează și trupul. Știi ce mi-a spus cineva la evangelizare? Am predicat despre mântuirea tâlharului. Unii zic că o vom mântui tâlharul de la dreapta, dar nu scrie. Unul dintre ei s-a mântuit. Ne place nouă, știm noi că ăia de la dreapta sunt oamenii buni. Nu știm care s-a mântuit. Unul a crezut și s-a mântuit. Știi ce mi-a zis? Bună predică, da? Despre tâlhar. Eu am să mă pocăiesc ca și tâlharul. Ce zici, domnule? E bine să mă pocăiesc cum s-a pocăit tâlharul. Modul cum s-a pocăit e bun, dar timpul când s-a pocăit nu-l indicăm la nimeni. De unde știi că te mai poți ruga? El a avut harul special să moară lângă Iisus Hristos și-a făcut rugăciunea vieții lui. De unde știi că mintea e coerentă să mai poți ridica o rugăciune către Dumnezeu? Omul ăsta a zis, eu merit pedeapsa pentru fără de legile mele, eu și colegul meu de tâlhărie, dar omul ăsta n-a făcut niciun rău. Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi că e timpul cel mai potrivit. Timpul ce urmează e un timp mai greu. Uitați-vă de ce. Tremură paznicii case, se încovoaie cele tari picioarele, se închid cele două uși dinspre uliță. Zice, când uruitul morii slăbește. Solomonul nu ne mai spune ce e aici, da? Ce să fie asta? Și ăsta e semnul îmbătrânire. Uruitul morii slăbește. Auzu? Ce ai spus, frate? Mai spune odată. Că chiar nu te-am auzit. Astea semnele îmbătrânire, procesul de îmbătrânire pe care nu-l poți evita, nu-l poți stopa. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi că e timpul cel mai potrivit. Ce spuneți în seara asta? E timpul potrivit? Acum, când în România e har, e pace, e liniște la hotarele țării, mai facem evangelizări, nu-i timpul cel mai potrivit? Nu lăsa ca în viitor să te împaci cu Dumnezeu. Fie seara asta la Lupeni, seara împăcării cu Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi! Doamne, îndură-te de noi! Domnul cu răbdare, pentru tine mai repet o chemare, e chemarea la împăcare. Despre ea vorbim. Pacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Că e timpul cel mai potrivit, împacă-te astăzi. Timpul cel mai potrivit, timpul care vine, e un timp mai greu. Dar ne mai spune ceva, Solomon. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, cât încă ești în viață, până nu mori. Așa am înțeles eu de aici. Ăsta e al treilea adevăr despre împăcare. Auziți ce spune versetul 6? Haideți să-l recitim. Până nu se rupe funia de argint, și asta e noi la 90 de ani, până nu se sfarmă vasul de aur, și asta nu-i la 80 de ani, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi ești în viață. Sau crede cineva de aici că se poate împăca cu Dumnezeu după moarte? Unii zic, nu-i problemă, domnule, nu o să vină cineva să-mi facă și-mi o slujbă. Să mă ducă și pe mine la loc de verdeață. Credeți că se mai poate? Citim noi la mormântări despre pilda bogatului nemilostiv și săracul Lazar. Au murit cei doi, că moartea e experiență nivelatoare. Mor și bogați și săraci. Numai că au avut destinații diferite. Amărâtul de la ușă, care a avut o relație cu Dumnezeu, ne spune Scriptura că a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, în locul de mângâiere. Celălalt se duce în locuința morților în chinuri. Știți ce face acolo? Încearcă să mai schimbe ceva. Credeți că s-a mai putut împăca cu Dumnezeu? De acolo, din locuința morților, și-a ridicat privirea în sus, l-a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui și-a făcut o rugăciune. Știți că după moarte nici rugăciunile la sfinți nu le mai ascultă nimeni? Ăsta s-a rugat la un sfânt. După moarte nici rugăciunile la sfinți nu le mai ascultă nimeni. Nu se mai poate îndrepta nimic? De unde au inventat unii scenarii că se mai poate face ceva după moarte? Săracul Avram nu știa nimic din toate astea. Că putea să zică, mă omule, o rămas în urma ta o familie, o rămas bogăția ta, că te îmbrăcai în porfiră, în subțire, fiecare zi, o viață de strălucire, lasă că-ți rezolvă ei problema. Și te mută de aici, din locul de chin. În urma slujbelor, te duc și pe tine în loc de verdeață. S-a mai putut?
Hai să vă citesc că nu s-a mai putut, dragi prieteni. După moarte nu se mai schimbă nimic. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi ești în viață, până nu se rupe funea de argint. Dar ce se poate rupe? Dar eu sănătos, domnule, hai să-mi spui. Nu fi așa de sigură, că încă poate n-au venit analizele de la Timișoara. Cu o săptămână în urmă, la Voitinel, am înmormântat un băiețel. Un băiețel de 8 ani și 3 luni. A fost spulberat de o mașină, accident grav. Și a plecat, s-a mutat pe țărmul celălalt. Uziți, aseară, 66 de ani, recent la Rădăuț, un bărbat de 46 de ani, a murit de virusul gripal. Corpul a fost prea epuizat să mai lupte. A fost depistat puțin târziu și a plecat din această lume. Un bărbat puternic, nu dădea semne de boală. Moartea nu respectă ordinea. Noi am venit aici unii după alții, dar plecăm de aici când unii, când alții. Se poate rupe funea de argint? Nimeni nu a făcut contract cu Dumnezeu că o să trăiască 90 de ani. Nimeni, nu? Și acum ascultați-mă ce vă spun, dragii mei. De ce vreau să fiu insistent în seara asta cu împăcarea cu Dumnezeu? Că nu-i de joc. Cu sufletul nu-i de joc. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Să spunem amin, că mâine nu e al nostru. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, că e timpul cel mai potrivit, vine un timp mai greu. Amin. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, auzi, cât încă ești în viață, că după moarte nu mai poți. De se sparge găleata, de se rupe funea de argint. Ascultă-mă, dragul meu, ca să mori. Nu trebuie să fii nici bătrân și nici bolnav. Este destul dacă te-ai născut, dacă ai certificat de naștere, ești candidat la moarte. Ești candidat la moarte. Împacă-te astăzi, pune-ți sufletul în ordine cu Dumnezeu. Spune în seara asta, Doamne, uită-te la trecutul vieții mele. Te-am înjurat, Doamne, am trăit în imoralitate, Doamne. Am blestemat cât am adunat ani de zile până acum. Și Tu mi-ai spus că e ultima chemare care o repezi pentru mine seara asta. Cât să te mai cheme, cât să-ți mai vorbească. Spune în seara asta, poate la ultima rugăciune care o vom face. Doamne, te rog prin sângele vărsat la cruce, iartă-mă și pe mine, Doamne. Iartă-mi și copiii mei. N-ai vrea ca părinte copilul să meargă pe urmele tale dacă tu alegi în seara asta să slujești pe Hristos. Familia se va încolona în urma ta. N-ai vrea să ai copii care să-L slujească pe Domnul dintr-o inimă curată. Eu vă spun că viața cu El e o viață frumoasă. Când eu m-am botezat, în 92 era asta, aveam 18 ani, terminasem liceul și mi-am chemat colegii să vină la botezul meu. Știi ce mi-a zis unul? O zis, mă, dar tu te-ai dereglat la etajul superior. Tu n-ai găsit să faci altceva la vârsta asta. Vreau să spun ceva pentru prieteni, a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. O zi caniculară de august, am intrat în apă, ne-am prins de mâini. Tinerii care ne botezam în ziua aceea și am cântat o cântare care a marcat tot restul vieții mele. O scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu, a marcat tot restul vieții mele. De atunci călătoresc cu acest Iisus la evangelizări în țară și în străinătate, cu acest Iisus în familie, cu acest Iisus vreau să fie copiii mei, soția care este cu mine aici, cum vreau binele meu și a familiei mele, așa vreau binele vostru. Împăcați-vă astăzi când sunteți în viață. Te poate lua moartea prin surprindere, ascultă-mă bine. Ești candidat la moarte, indiferent ce vârstă ai. Fie seara aceasta o seară când Domnul să ne cerceteze prin cuvântul Său dătător de viață. Credeți că al Său cuvânt e dătător de viață? Dacă dumneata îl vei refuza, eu îți spun că Dumnezeu nu rămâne falimentar. Se vor întoarce alții. Și numărul acela de plin al neamurilor se vor împlini și dumneata vei rămâne afară. Nu amâna, vei regreta. În seara aceasta Domnul mai are o chemare care o repetă cu răbdare pentru tine. De câte ori să te mai cheme, de câte ori să mai asculți corul cântând, câte predici să mai asculți ca să te întorci și tu. Spunem noi într-o cântare, cred că sunt versurile lui Traian Dorț, când glasul lui te cheamă azi, iubitul meu, ascultă, primește al iertării har, căci vina ta e multă.
Și va veni un ceas amar, o vreme de obidă, când ușa Sfântului Său har pe veci o să se închidă. Iar tu vei rămânea pe veci în focul de afară. În nesfârșit amar să treci a vecilor povară, dar chinul cel mai greu și amar va fi încredințarea că a fost și pentru tine har, dar i-ai respins chemarea. A fost o seară de evanghelizare în Lupeni când Dumnezeu te-a chemat și dumneata ai spus mâine. Te-a chemat în repetate rânduri și dumneata ai spus mâine. Eu am venit o distanță lungă, mâine ne vom întoarce, ne vom opri la Cluj unde avem și fiica care studiază acolo și apoi spre Suceava la alte evanghelizări pe final de săptămână. Eu am parcurs această distanță lungă să-ți spun că Dumnezeu mai repet o chemare pentru tine seara asta. Și chemarea asta este chemarea la împăcarea cu El prin Iisus Hristos. Amin, amin! Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Amin! Împacă-te cu Dumnezeu astăzi că e timpul cel mai potrivit. Amin! Împacă-te cu Dumnezeu astăzi că ești în viață, după moarte, nu se mai poate! Știi ce răspuns a primit cel din locuința morților? Fiule, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai luat lucrurile bune, Lazar le-a luat pe cele rele. El e mângâiat, iar tu ești chinuit pe lângă toate acestea. Știi ce răspuns a primit? Nu se mai poate. Între noi și voi e o prăpastie ce nu se poate trece. Cum s-o trăiești după moarte? Cum s-o trăiești după moarte? Scrie asta în Scriptură? Hai să mă întrebi în seara asta. Da, dragul meu, haideți să citim pentru prietenii care sunt împreună cu noi sau pentru cei care ne vizitează mai rar. Nu se mai poate face nimic după ce ai închis ochii. Poți să vină toți păstorii, poți să vină toți preoții, poți să se adune cei de la Roma, din Italia, de la Vatican, nu mai poți schimba cu nimic. De ce scrie în Scriptură? Luca 16, auziți ce strigă el, versetul 23 în continuare, Luca 16 de la 23. Pe când era el, moartea nu ne anulează existența, că avem un suflet nemuritor, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. A strigat în disperare, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia asta. S-a mai putut? Au zis răspunsul primit. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta, repetăm, tu ți-ai luat lucrurile bune pentru trup, nu pentru suflet. Și Lazar le-a luat pe cele rele. Acum aici el e mângâiat, iar tu ești chinuit. Și ce urmează, Părinte Avram? Auziți? Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, e o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată, nu-i punte de trecere între cele două locuri. Dar eu vă spun, în seara asta este o punte de trecere. Prin credința în Iisus Hristos și prin pocăință, dacă te împaci acum, se poate trece prăpastia. Auziți ce urmează? Bogatul i-a zis, o înțeles că pocăința nu-i pentru cei morți, e pentru cei vii. Și zice omul, bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. De ce, omule? Mai am 5 frați, ăștia încă nu au murit. O înțeles că pocăința e pentru cei vii. Mai am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, să nu vină și ei în acest loc de chin. Să le spune că este rai și iad. Înseamnă că ăștia trăiau tot ca el, nu? Dacă moartea a respectat ordinea, posibil să fi fost el cel mai bătrân. Dar cei care au rămas în viață trăiau tot ca el, ca el și urmeau să aibă aceeași destinație. Părinte Avrame, să meargă cineva să le spună. A fost târziu. În seara asta încă nu-i târziu. În seara asta la Lupeni încă este har. La ușa universului stă un tată cu brațele deschise și acesta-i Dumnezeu și spune, fiule, întoarce-te! Te-ai dus ca fiul risipitor la porci în mizerie și ce-ai primit mai bun de la tata e risipit în lumea asta păcătoasă. La ușa universului e un tată cu brațele deschise, Dumnezeu, care îți spune, întoarce-te, omule, că vreau să te strâng în brațele mele. Slăvit să fie Dumnezeu! Și încheie Solomon ultimul verset care l-am citit și spune, până nu se întoarce, versetul 7, țărâna în pământ cum a fost, până nu se duce Duhul la Dumnezeu care l-a dat, zice Solomon. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi ca să ai timp să te pregătești pentru veșnicii. De ce să te pregătești în pripă?
Să-i dai Domnului ultimele respirații, ultimele bătăi cardiace? Nu-i mai bine să te pregătești din vreme? Atunci nu-i prea târziu? Împacă-te astăzi, să ai timp să slujești, ca să aibă pentru ce să răsplăti în ziua aceea. Nu când pleacă Duhul, nu când țărâna e gata să se întoarcă în țărână cum a fost. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi. Modelează-ți viața după chipul lui Iisus Hristos. De asta ne-a dat viața asta, dragii mei. Să ne pregătim pentru eternitate, pentru veșnicii. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Nu-i da ultimele respirații. Că s-ar putea să nu mai poți face pasul întoarcere atunci și să fie prea târziu. Aș vrea ca atenționarea aceasta să fie pentru toți cei prezenți aici. Și zic ceva. Știți ce vreau să spun în seara asta? Pocăiții din Lupeni să se pocăiască mai bine. Amin. Și cei nepocăiți să se împace cu Dumnezeu astăzi până nu-i târziu. Ajută-ne, Doamne! Vă spun ceva, prieteni dragi. Să știți, dacă nu ne întoarcem noi, cei care suntem bine și sănătoși, se întorc cei bolnavi. Am un prieten în județul Bistrița care slujește în Biserica Baptistă. Am fost iarna asta la evanghelizare în biserica lui. Știți ce spunea omul acesta? S-a dus la o evanghelizare în județul Bihor și după ce au făcut chemarea, au venit mai multe persoane în față și au cerut permisiunea păstorului să facă o rugăciune pentru cei ce s-au hotărât. Și au zis, m-am dus la primul tânăr să dau mâna și băiatul acela s-a uitat la mine și a zis, domnule pastor, cum n-aș da mâna cu dumneata de eu m-am născut fără mâini? Și tu din seara asta te-ai hotărât să slujești pe Iisus Hristos fără mâini? O zis, fără mâini. Vreau să-L primesc să-mi fie Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos. O da mâna cu ceilalți. O zis, n-ați vrea să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune? Și același băiat a zis, frate, dumneata n-ai văzut, eu m-am născut și fără picioare. O jumătate de om. Știți ce s-a întâmplat în seara aia? Că oamenii cred că pocăința e o poreclă. Ce să te duci, Domnule, acolo? Cum să te duci acolo? Aici este locul unde te poți împăca cu Dumnezeu. Aici sunt copiii lui Dumnezeu. Când l-au adus acasă în seara aceea, părinții revoltați împotriva pocăinței, au zis, nimeni din neamul nostru nu a fost pocăit. L-au aruncat în zăpada de un metru de afară. Și au venit vecinii nepocăiți, au zis, mă, nu-i drept ce faceți. Luați-l înapoi în casă. Așa l-a dat Dumnezeu, așa trebuie să-l primiți și să stați alături de el. Dacă nu punem mâna pe telefon și sunăm noi, luați-l înapoi în casă. Au trecut 6 luni și spunea, fratele, m-am dus la un botez nou testamental. Noi obișnuim să facem botezul la maturitate, când omul poate să mărturisească personal credința în Iisus. Așa spunem în crezul de la Nicea, mărturisesc indicativ prezent un botez spre iertarea păcatelor. Amin? Credința în Iisus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să împlinim așa. Ne-a, fratele, când am ajuns la botez, ce să vezi? Mai multe persoane îmbrăcate în haine albe urmeau să intre în apa botezului, să încheie legământ cu Domnul. Și când m-am uitat la scara care ducea din biserică spre balcon, pe capătul scării, era băiatul ăsta îmbrăcat într-o haină albă, fără mâini și fără picioare. Și a zis, n-am mai ținut cont de nimic. M-am dus prin mulțime direct la el să-l îmbrățișez. Și a zis, e sărbătoare în cer că tu astăzi închei legământ cu Domnul. Dar au zis, am auzit de necazul tău. Ce zic părinții, mama, tata? Și a zis, frate, e minunea lui Dumnezeu în casa noastră. Uite-te aici, în dreapta, îmbrăcat în haine albe, e tata, să botează și el. Aici, în stânga, e mama, se botează și ea. A coborât cerul în casa noastră, frate. Nu știu, poate sunt familii neîntregite aici, în Lupeni. Ne rugăm ca Domnul să întregească familii în vederea mântuirii. Ne rugăm ca Domnul să mântuiască suflete în seara asta aici. Domnul să atingă inimi, să schimbe vieți, destine și să schimbe direcții, să ne dea direcția spre împărăția Lui. Doamne, îndură-Te de noi!